Păi da, da, AUR ne-a demonstrat că, de fapt, cred că s-a transformat în Alianța pentru Unirea Excrocilor, nu? Că dacă tu vii și ai tupeu să cerți, practic, nu știu, partidele vechi, da, care sunt într-adevăr pline de corupție, vă pot citi 6 pagini condamnați la PSD fără nicio problemă, și îndemni colegii tăi cu care, pe care i-ai chemat alături de tine, nu știu, să schimbi lucrurile, să faci ceva, să ia toți hoțomanii, practic, ne demonstrează încă o dată că partidul acesta AUR, din punctul meu de vedere, nu este un partid, este doar un circ ambulant și George Simion este în continuare un șef de galerie care așa înțelege să gestioneze lucrurile, în loc să vină în fața oamenilor, în fața alegătorilor, să reprezinte un program, niște candidați cinstiți care să facă ceva pentru comunitățile alea, el adună așa toate lăturile de pe unde se poate, doar ca să umple și el listele de candidați. Eu înțeleg că este o provocare, dar să ai candidați în toate OAT-urile într-un timp scurt. Dar de lucrul ăsta te ocupi, dar dânsul nu face altceva decât live-uri și circ prin parlament.